Andy Sechei este trainer, vorbitor public, autor și antreprenor. Angajamentele de training și coaching ale lui Andy includ țări precum Elveția, Austria, Italia, Statele Unite, Polonia și Bulgaria și companii client din toate domeniile, multinaționale, firme private și instituții din sectorul guvernamental. În programele sale de training au participat mii de oameni interesați să-și dezvolte abilitățile de convingere, comunicare publică și leadership. Ca autor, Andy a publicat două cărți despre aplicațiile psihologiei în afaceri. Se poate spune că secolul trecut a fost secolul vitezei, iar ăsta ar putea fi secolul comunicării, pentru că cel mai adesea pare că ne înțelegem, dar în realitate, după ce ne despărțim, nu se mai înțelege cu adevărat ce am avut de spus. Din perspectiva comunicării, care e realitatea pe care tu ai detectat-o în acest moment? Când vorbeai mai devreme, mi-am adus aminte de o vorbă populară și anume vorbim împreună și ne înțelegem separat. Și cred că de multe ori asta se întâmplă în comunicarea de zi cu zi în epoca modernă, în special pentru că oamenii nu mai dau aceeași atenție exercițiului comunicării asertive, exercițiului comunicării cu atenția nedivizată, adică întreaga atenție este focalizată pe celălalt și nu e distrasă în stânga și în dreapta la telefonul mobil, la iPad, la laptop, la trecători, la alți colegi de birou și așa mai departe. Cred că din perspectiva comunicării ne-am îndepărtat un pic de la ceea ce înseamnă o comunicare autentică, reală, asertivă, în special din cauza acestor distrageri sau distracții care au loc în viața de zi cu zi din ce în ce mai mult.